Drumul Crucii lasă cărâmb în această localitate din Munții Metaliferi. Viața a gravitat în jurul zăcămintelor uriașe de aur. De aici s-au ridicat oameni care au rămas în istorie, cărturari iluminiști, reprezentanți ai școlii ardelene. Protopopul greco-catolic Vasile Coloșii a fost comemorat printr-o procesiune în munți, în locul unde a slujit la fosta biserică situată într-un cadru natural de poveste. Până moartea ți-a sosit, până moartea ți-a sosit, eu de plânga ta durere, plângu-ți chinurile grele, dar plâng și-al meu păcat, ce moartea ți-a cauzat. Zăcărâmbul este locul unde a slujit și și-a dus apostolatul preotul greco-catolic Vasile Coloșii, trecut la cele veșnice în 1114. A fost și inspector al școlilor din Munții Apuseni. În urmă cu 4 ani a fost descoperit mormântul său, care a fost reamenajat ca loc de pelerinaj spiritual și cultural. Părintele Coloșii s-a încadrat în ilustra galerie a școlii ardelene. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În veci să fie pomenirea Lui. În veci pomenirea Lui. În veci pomenirea Lui. Un simpozion care se ține deja de mai mulți ani de zile. Este un colectiv care a avut această inițiativă, au făcut aceste descoperiri, au descoperit mormântul protopopului Vasile Coloșii și au inițiat o serie de simpozioane. Astăzi, în mod particular, am participat și la rugăciunea Calea Crucii. Este o devoțiune foarte veche în Biserica Catolică, dar sigur în Biserica Creștină, care este compusă din 14 momente din drumul Crucii lui Iisus. Zăcărâmbul este situat în Munții Metaliferi, la aproape 1000 de metri altitudine. Este o localitate unică în lume prin bogățiile subsolului. Aici s-a exploatat aurul și alte elemente chimice foarte rare. În acest loc venea să concerteze chiar Filarmonica din Viena, iar localitatea era dintre cele mai cosmopolite, cu oameni aduși din toată lumea de mirajul aurului. Aici unde ne aflăm, cota este de 800 de metri. Cărâmbul se întinde de la 600 de metri până la 900 de metri, zona locuibilă. Deci aici, după studiile de paleogeologie, a fost un vulcan cu înălțimea de 3300 de metri. Iar ăsta a explodat. În partea asta sunt rămășițe, ale conului vulcanic. Fiecare are, de exemplu, aceea este Calvarea Mare, că de acolo a pornit ideea drumului Crucii, însă și de la denumire. Este o formă piramidală, care piramida se vede perfect în luna octombrie, cum bate într-un anumit fel de soare. Zona este arhicunoscută, a fost mai bine zis, arhicunoscută, ca fiind un laborator mineralogic unic în lume. Sunt peste 100 de elemente din tabelul Mendeleev care se găsesc pe o suprafață de 1 km pătrat. Pe lângă bogățiile subsolului, aerul ozonat și peisajele sunt alte aturi ale zonei. Zona Zăcărâmbul este o zonă foarte, foarte pitorească. Aer ionizat ca la 3300 de metri. Liniște recomandată pentru oamenii care suferă cu sistemul nervos, pentru plămâni, pentru diverse afecțiuni. Există chiar în vârful Zăcărâmbului, există vârful, un deal, Hăitău îi se spune, unde într-o zi de vară cu orizont curat și cu un binocul performant se poate vedea Dunărea și Budapesta, orașul Budapesta. Manifestarea a ajuns la cea de-a 5-a ediție și e un prilej de promovare a personalităților zonei și a frumuseții peisajelor de la Zăcărâmbul.